Constantin Enseanu despre situația de la ansamblul Maria Tânase Constantin Enseanu, nu am ce să spun. Managerul trebuie să dea explicații, în ciuda faptului că solistul Constantin Enseanu era membru de 18 ani în cadrul ansamblului folcloric, pe vremea în care era încă manager, Niculina Stoican a refuzat să-l promoveze și să-i mărească salariul. Decizia nu a fost deloc bine primită de artist, amenințându-și colega de vreaslă că o dă în judecată, fiind de părere că refuzul său nu este altceva decât un abuz la adresa sa. În contextul noilor restructurări, în urma cărora Niculina Stoican și-a pierdut postul de manager, Constantin Enseanu a făcut o serie de declarații pe baza acestui subiect, cu mențiunea că singura care este în măsură să ofere detalii despre această situație este doar fosta manageră. Nu am ce să spun. Managerul trebuie să dea explicații. Sau, mă rog, fostul manager. El știe ce și cum se petrece acolo. M-a durut când am auzit de dansatori. Nu am nicio putere eu. Să explice doamna Stoican ce se întâmplă, a declarat Enseanu, conform aceleiași surse.